Vivi, chiar dacă te râdeai, aveam și eu crizi de râs. Suntem la dar nu aici, acolo să fiu. Da, da. Na, hai, să începem. Salutare și bine ați venit la un nou vlog. După cum puteți să vedeți, aici este Atomu, adică suntem în Bruxelles, în inima Europei. Suntem la prietenii noștri Dani și Olivia Gula. Din păcate, Dani nu o să fie astăzi cu noi pentru că au trebuit să fie la job. Dani și Olivia au un apartament super fain. De când am intrat prima dată în el, mi-a rămas așa în memorie ca un loc foarte drag mie și abia am așteptat să ne primească la ei și mă bucur că mi-a oferit chiar dormitor cu vedere la acest view. Mamă, ce fain bagi soarele acum exact în Atom. Din coace, hai să resti rog aici, o chestie care mi-e place foarte mult, să văd orașul, să văd blocuri înalte, chiar e perfect locul ăsta. O să intrăm în apartament și o să vi-l prezentăm și vouă și cu siguranță o să vă placă. Haideți! Salutare, dragilor! Salut! Mă numesc Olivia, am 19 ani și locuiesc în Belgia de când sunt mică, de la 7 ani, deci o să mă scuz anticipat pentru greșelile gramaticale pe care s-ar putea să le fac. Să vă arătăm întâi cum a fost înainte. Legat de renovare, după cum ați văzut, a fost un apartament foarte vechi. Noi l-am cumpărat și ușor-ușor l-am renovat. A durat cam aproximativ un an de zile să îl putem termina și rezultatul ne-a cântat foarte tare. Și cum de-ați ales culori așa deschise și ați mers așa mult pe alb? Da, după cum vedeți, totul este alb aproape. Pe noi alb ne bine de spune și ne relaxează să fie deschis. Îmi pare rău că nu e Dani aici, pentru că aseară, când am discutat un pic despre renovarea care a avut loc, ar putea să-mi dea mult mai multe detalii tehnice. Eu nici nu sunt domeniu, dar o chestie care m-a impresionat e că au pus în pereți, inclusiv în pardoseal, ceva izolație antifonică, ceea ce pentru un apartament foarte necesar, ca să nu auzi toată ziua din apartamentele, zgomotele din apartamentele vecine și așa mai departe. Ce îmi place foarte mult la apartamentul vostru e că are vedere în două părți și aici către partea, nu știu, a care orașul, de acolo se vede Atomul și centrul, super. Da. Cum v-ați obișnuit cu ideea de așa înălțime? Pe mine m-a încântat de la început foarte tare, chiar dacă mi-a fost un pic frică, pentru că eu acasă la mami am stat la parter și automat n-am avut niciodată ocazie să fiu așa la înălțime și m-a încântat din prima. Și nu aveți niciunul frică de înălțime sau? Nu, chiar nu, deloc. Deci pentru mine e superb, view-ul e superb, vă garantez, dar numai când pășesc aici, deja mi se moaie picioarele. Deci, asta e etajul 17. Arată-mă un picuț așa în jos. Uai, că nu m-am însăt. Ioi! Mi-e frică doar aici pe balcon și, după cum puteți vedea, se face o renovare exterioară a blocului și oamenii lucrează pe această schelă. Și aici e 17 și mai sunt încă în
Până la 25, până la etajul 25, mamă mie. Și Cristina filmează aici, fără nicio frică. Ce bine că n-am frică de înălțime. Nu ai. Șerpi să nu mă pune să filmez. Foarte curajoasă. Dani e foarte inventiv și fără, după cum puteți vedea, nu știu cum să leg propozițiile. Deci în vlogul ăsta o să auziți foarte mult deci și foarte mult după cum puteți vedea. Da. După cum puteți vedea, Dani e foarte inventiv. Și aici e mascat un calorifer cu rifraje, care arată foarte bine, s-o potrivit super în decor. Inclusiv tapiseria și tot făcut de Dani. La fel, mobilierul, în afară de mobila de bucătărie, am înțeles de la Olivia că e făcut tot de el. Cât noi vlogul cu casa, foarte multă lume ne-a întrebat de unde am achiziționat lucrurile, unde am comandat mobila, așa că te rog să ne prezinți un picuț. Da. Masa am luat-o de la Ikea, pe care chiar o recomand, e foarte stabilă. Scaunele le-am comandat de pe un site din România, nomi.ro. Și lustra am luat-o de la Brico, un magazin din Belgia. Bucătăria am comandat-o de la Ikea, blaturile de bucătărie din Austria. Bateria, la fel, și ghiveta, la fel, din Ikea. Și electrocasnicile de la Bosch le-am comandat. Când am ajuns la ei, primul lucru ce am întrebat, ce e ăsta? Este un purificator de aer, l-am cumpărat recent. Când plecăm de acasă îi dăm drumul și când venim acasă e ca un aer cald. Ca și cum am deschis toate geamurile, am aerisit, așa e, da. Purific aerul. Aer fresh. Fresh. Sau tu ce ai zis cald? Nu, am zis când deschid, e ca și cum deschid geamurile și, cum se zice când face? Aerisit. Aerisit, exact, da. E ca și cum am aerisit în casă, deși a fost, nu, aparatul cumva, știi? Un lucru de care sunt foarte încântată este această băncuță pe care am luat-o dintr-un magazin de aici din Belgia, Maison du Monde. Rare ori când intri într-o baie, miroase fain. Dar când intru în baia asta, direct la ritual, vreau să plec. Deci, e genial ăsta. Genial, genial, genial. Așa că imediat ce terminăm vlogul, mergem într-un mall. Da, noi folosim ritualul, produsele de la ritual sunt de foarte, foarte mulți ani și suntem foarte încântați de ele. După cum puteți vedea, asta este baia noastră. La fel, plăcile sunt luate din Austria. Da, îmi place foarte mult. Nu au întreruperi de jos până sus. Și încă o chestie care mi-a plăcut mie foarte tare. Dușul ăsta, efectiv, sper să nu mă aud. Hai, sar butonul și super, foarte tare, foarte, foarte tare. Și butonul ăla din mijloc, ăla îți face masaj. Dacă vrei putere la apă. Da, superb. Acesta este holul. Am optat pentru aceste LED-uri pentru a face cumva holul să pară un pic mai lung pentru că este destul de mic și suntem foarte încântați de această idee. Asta e dormitorul nostru, după cum puteți vedea. La fel este foarte simplu, avem o pată de culoare verde la pat. Și în rest, destul de simplu, nopțierele astea le avem de la Maison du Monde, unde avem și băncuța aia verde de la intrare. Acesta este dulapul nostru. Dani l-a făcut de la A la Z. Urmează să îi mai facă două uși, să închidem, să punem oglindă cumva. Da, apartamentul nu este 100% finalizat, mai avem lucruri de făcut, după cum puteți vedea aici. Aici urmează să punem niște rulori. Spațiul ăsta am vrut inițial să facem doar pentru a lucra un birou, dar am optat totuși să facem și pentru oaspeți un pat în care să-i putem caza. Și vă spun că e foarte tare, pentru că de aici se vede punctul important din Bruxelles.
atomul. Și avem, de fapt ei au încă în o parte a apartamentului prin care pot să vadă și cealaltă parte a Bruxelles-ului. Pe finalul, hai că am eu o idee. The end. Asta a fost ideea. Stai, foarte creativ. Deci mi-a trebuit foarte mult ca să... Final. Nici asta nu bună. Ne place mult la voi. Dani, te salutăm și pe tine, chiar dacă nu ești aici cu noi. Da, e tare și-o dorit de anul. Asta a fost bună pentru tine. Da. Mulțumim de primire. Ne simțim foarte bine la voi. Cum o zici, Rupen? Mai venim. Vă așteptăm și noi la Baia Mare. Ne bucurăm că ați venit la noi și oricând. Și mulțumim pentru că ne-ai prezentat locuința voastră. Cu drag, cu drag. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin și pe voi. Pa, pa. Da. Și cu siguranță o să vă placă. Haideți! Da, încolo! De unde aveți... Ce să fie aici? Să-mi dai mie apă? Nu știu, zicem. Păi da, nu, că bunim cafea aici. Dar gen, ascultă, cum începem? Ce să facem? Really? Să începem? De câte ori încercăm când facem vloguri? Dar de ce? 200 de ori. Dacă vor fi. Dacă că nu e neapărat nea, musai. Nu e musai să greșesc. Asta întotdeauna ne e. Dar ce rog aici primează. Este un aparat pentru purificarea aerului. Distanța de COVID. Exact.